O nouă și importantă investiție pe care municipalitatea din Târgoviște o va face în zonele limitrofe, care chiar dacă se află la margine, chiar dacă nu au condițiile și standardele zonelor centrale, trebuie să ajungă la acest nivel. Și de aceea vreau să vă informez că acum 10 minute a fost depus la Ministerul Transporturilor, a fost depusă hotărârea de Consiliul Local prin care municipiul Târgoviște urmează să beneficieze de finanțare 100% de la Ministerul Dezvoltării și Turismului pe programul Reabilitarea și Modernizarea 10.000 de kilometri de drumuri de interes județean și drumuri de interes local, de următoarele trei componente importante. Este vorba de trei zone, am putea să le spunem și trei cartiere ale municipiului, care până acum au fost uitate de toată lumea și care, începând din acest an, cu siguranță în acest an va avea loc atât licitația și vor demara și lucrările, vor avea asfalt 100%, respectiv pe toate străzile care traversează aceste cartiere. Este vorba de cartierul Priseacă, acolo unde se vor asfalta 6,58 km de drumuri cu o valoare de 104 miliarde de lei vechi. Cartierul Prepeleac, 2,9 km, deci aproape 3 km de drumuri în tot cartierul, cu o valoare de 46 de miliarde de lei vechi. Și cartierul Romlux, 1.605.000 de metri, deci 1 km 605 metri, cu o valoare de investiție de 23 de miliarde de lei vechi. Deci la un calcul sumar ne ies aproape 170 de miliarde de lei vechi. Bani pe care Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării și Turismului, îi alocă municipiului Târgoviște pentru a reface infrastructura în zone și în cartiere care până acum au fost departe de standardele unui oraș. Mă bucur foarte mult pentru că suntem prima administrație după 50 de ani care reușește să asfalteze aceste trei zone. Apropo de Priseaca, vreau să vă informez din nou că încă din 2010, tot datorită fondurilor de 1 milion de euro primite de la Ministerul Dezvoltării și Turismului, au început lucrările de canalizare, introducerea sistemului de canalizare în tot cartierul Priseaca. Niciodată Priseaca nu a avut așa ceva. Datorită eforturilor primăriei, sub mandatul pe care îl am, se face tot sistemul de canalizare, se asfaltează toate străzile din cartierul Priseaca. De asemenea, toate străzile din cartierul Prepelac și toate străzile din cartierul Romlux.